Ziua bună se cunoaște după invitatul de dimineață. Iar astăzi doi invitați, Marius Moga și WhatsApp la Digi FM. Bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața. Bună dimineața. Nu, eu mă uitam aici că microfonul ăsta e Neumann, fix pe un microfon Neumann tragem și noi voce în studio. Deci, dar, cred că am zis, băi, bine, Marius Moga, trebuie să aducem exact microfonul la care se aude cel mai bine. Scoate-ți-le pe alea bune. Dar sesizezi basul. Doare basul ăsta? Are bas? Da. Are, nu? Are și prezență și aer. Mie îmi place mult Neumann, e un microfon foarte bun. Păi spune vocea în valoare. Da, te face să suni și mai bine decât ce tare asta. Am văzut că ați invadat rețelele sociale. Nu mai poți să deschid Instagram-ul. Adevăr e că aseară Facebook-ul. Sincer, deci pe toată lumea o doare la bas. Da, aseară un autor de la noi, un producător, Marian Moldoveanu, a.k.a. Marca Zeco, nu știu ce vorbeam pe grupul nostru, zice, nu mai pot să mai intru pe Insta, e revoluție MDLB. Da, mă, e foarte tare piesa asta și am văzut la o grămadă de lume. Ieri Vulgaris l-am prins când o băga în playlist, știi? A, l-ai și... surprins? Da, 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 bine, zic, ce faci? Păi iau-te aici și începe să se dea tare, știi? Și apropo, că e pe Instagram. Și începe să se dea tare, tare, știi? Din ce în ce mai tare. Și e mișto când s-au de pe boxe, deci dacă dăm piesa un pic mai încolo. Dacă aveți boxe de la mișto la mașină. Noi ne-am gândit... A se da tare! A se da tare! A se da tare! Este nume de album. A se da tare? A se da tare! A se da tare! Mă, sunt mai încet dimineața asta. Te-ai gândit la a se... Nu, aia e cu altceva. M-am gândit în altă parte eu. Te-ai dus departe. Da. Ideea e că atât de multă muzică melancolică și tristă n-a mai fost pe radio de mult. Da? Și trebuia să vină o revoluție. Trebuia să vină o schimbare. Acum, s-ar putea să pară după așa o perioadă de melancolism și romantism. Dar pe mulți ai trezit, adică da, i-ați trezit cu piesa asta și nu știau că mai există și că poate să existe de fapt și adică, așa ceva. Adică... Eu, nu știu, când eram puștan, pe mine mă bucura muzica prin mai multe stări, nu doar prin una singură sau... Adică era o piesă feel good music, așa le zic, easy listening. Eu trebuie să-ți recunosc o treabă. Eu când eram copil, luam albumul și căutam fix alea trei cele mai triste și pe alea le ascultam pe repeat o vreme. Nu, eu nu înțelegeam ideea de a asculta acasă muzică fericită dacă nu ești la petrecere. Eu copil fiind am văzut că la petrecere lumea bea apă minerală și ascultă muzică tare, dansează. Dar fiți atenți. Dar acasă zic trebuie să asculți alea triste. Mai știți petrecerile alea pe care le făceai acasă sau în bloc, când era un bloc și nu știu ce? Bluzuri dansați? Adică, însă luau fetele. Era momentul cu bluzul. Era momentul, nu? Da, știi dacă erai ce? Și prieten cu ăla care era la castofon acolo. Dar ce vârstă aveți când făceați asta? Adică la mine se întâmpla 10-12 ani. Da, era da, era tot acolo, nu? Acolo la generală, da. Da, așa și fii atent la un moment dat. După aia bluzul era pentru că te-a părăsit când erai în liceu. Da. Cred că pe ăla l-ascultau doar domnișoarele. Vine la noi un englez la un moment dat, știi? Și petrecere. Nu, e pe bune. Și petrecere, nu știu ce, să dansează și la un moment dat, după cum era obiceiul lucrului, să pun bluzurile astea, unde toată lumea să cumplează câte doi. Da. Și ăsta rămâne un pic surprins, mai ales că vine o gagică la el și zice, hai să dansăm. Ce să uite așa, ce vrei, ce vorbești? Păi știi că noi aici, la petreceri, ne lipim unul de altul, dansăm. Băi, la noi nu-i deloc așa. Și prima dată a fost surprins, după aia s-a prins care e șmecheria și a zis, băi, dar e mai mișto la voi. Logic. E mai mișto la voi decât la noi. Zice, trebuie să mă duc și eu asta, să-i învăț aici. Puteai să stai cu o fată, puteai să stai de vorbă, aveai timp numai pentru tine și pentru ea. Da, ai zis, la noi, 3 la minute, o eternitate. Da. Bă, dacă aveai texte la tine, minute... puteai să spui în 3 minute. Uite, o piesă cât are, n-are tot 3 minute? Asta zic, 3 minute, părea o eternitate. Dacă era, bine... Mai era și varianta să aștepți să vină, nu știu, November Rain, varianta de concert și atunci primeai 7-8, nu știu, 11 minute. Știți că se întâmpla treaba asta doar pentru că ascultam la un castofon care nu mergea foarte, foarte tare, că mă, normal, n-ai ce să vorbești când e muzica dată tare. Nu? Corect. Da, WhatsApp și tu ai prins vremurile astea? Și tu ai prins vremurile astea cu November Rain și cu... Nu prea ai dansat cu fetele. November, eu am prins Mariah Carey. Dar știi ce aia, nu? Da, știu, dar eram, nu eram... Ce băga la Mariah Carey? Eu născut în 89, imaginează când aveam eu 12 ani, eram... Ce, Mariah Vision of Love? Sau nu? Nu știu, era toate piesele ei cântau, da, n-am reținut niciun nume. Toate erau așa, plângea despre ceva. Stai mă că ai prins Boyz II Men, stai un pic. Că am și prins Boyz II Men, am prins One Sweet Day. Tot R&B-ul nebun din 97-98 ăla l-am prins, eram mic atunci. Și atunci nu te durea la bas. Nu mă durea, mă durea la baston atunci sau la bască sau... La banana, că mă durea că abia mă apucasem cu fructele. Sincer, cui a venit ideea asta? Mereu a fost câte o... Mie mi-a venit, mă gândeam că tot timpul a fost câte o expresie așa
Morar, apropo că i-am vizitat, zicea la banană era când eram eu mic. La banană? Da. Aia zicea Mihai Trestariu, parcă. La bașcheț mai era. Mă doare la bașcheț, da. Am înțeles gluma acum. Mai caută pe LinkedIn dacă vrei să-i acolo să desfășoară. Și mă gândeam că trebuie să, nu știu, să găsim una nouă. Corect, că suntem în 2018 și aștept oamenii de la noi ceva. Ce mai poartă chiar așa? Mă doare la bască, da, ai dreptate. Da, mă doare la bașcheț, da. La bașcheț, asta da, știam, da, ziceam da. Și eu. Și atunci am zis, bă, ce poate să mai fie? Mă doare la bas. Bă, dar nu e prea muzical, nu o să înțeleagă oamenii. Că poate e o glumă de muzicien, știi ce? Te doare la bas, ți-a stricat basul sau... Băi, cred că o să se prindă, mă, oamenii. A fost așa, am fost 50-50 cu piesa asta. Zic, bă, de dat drumul, îi dăm drumul. Am muncit 4 zile. Iulian, fratele meu, i-a făcut clipul. Și cu nebunii ăștia doi am alergat prin oraș, ne-am agitat. Dar eram așa 50-50, vă zic drept. Dacă oamenii or să prindă feeling-ul piesei. Dar adică... și ce mă interesează, că am văzut în clip apare Maia Morgenstern. Cine a explicat conceptul și basul? Te-ai ocupat tu sau cum i-ai spus? Eu am mai lucrat cu doamna Maia Morgenstern, cred că acum 10 ani sau 11 ani, când am făcut clipul Mr. Originality simplu. În care mi-am luat și un cap în gură, ca să zic așa, că nu ieșea dubla și a treia oară a ieșit cam filme. N-a mai trebuit nici special effects, nimic. Și ziceam acum la filmări, zic, după acea filmare am înțeles ce înseamnă școala, e mai numit așa câteodată, trăierism. Zic, acum știu ce înseamnă trăierism în teatru. Am simțit trăierismul direct, din plin. Și ce ți-a zis acum? Marius, zic că ai crescut. Când te-ai văzut după 10, uite ce băia mare te-ai făcut. Adevărul e că să joci, mă rog, cred că e mult spus asta din partea mea, să încerci să... fii un actoraș în fața actorilor ca Maia Morgenstern sau Răzvan Vasilescu este foarte greu. Adică te intimidezi. Devii un copil de la mic care... Exact la asta mă gândeam văzând clipul. Oare cum te-ai simțit în scena respectivă? M-a ajutat să mă transpun, că tocmai îmi dădusem și barba jos, eram acolo să joc rolul puștanului care e răzvrătit cu... toți trecem prin asta. Și când... adică cu Maia, fiindcă am mai lucrat... Înțelegi ce zic? Aveam deja... Nu, că de acceptat, au acceptat amândoi. Li s-a părut cool ideea și piesa. Și Răzvan Vasilescu, în schimb, când am filmat cu el... De asta zic, cum mai aveam deja o... Ne știam de 10 ani, eram la al doilea clip, ca să zic așa. Dar cu Răzvan Vasilescu n-am mai filmat niciodată. Și când s-a pus în fața mea la masă să-mi zică versurile alea cu ia-ți, Joe, pune ceva pe masă, Iulian îmi zicea, bun, și el termină de zis și tu te ridici și pleci. Și zice, nu te mai întorci în spate. Și el bate în masă, ca și cum, băi, fii atent. Băi, și mă ridicam și plecam și când bătea în masă, eram trecut deja de el și trebuia să mă uit în cap și când bătea în masă, mă întorceam, mă, să mă uit. Frate, mi-a zis, băi, zice, ești razna, tu trebuie să te ridici și să pleci, nu, ignori, zice, te doare la bas. Zic, da, gata, am înțeles. Și iară filmam și iară zicea, ia, Joe, pune, și când mă ridicam să plec, când bătea în masă așa odată, mă întorceam, zici că era tata. Nu puteam să mă abțin, zice, băi, nu te mai întoarce înapoi. E un rol. Zic, da, mă, dar e... Da, mă, dar îl joacă bine. Eu. Da, bă, nu, da, îți dai seama, Marius intrase atât de tare în rol încât îl simțea pe taică să o spandă când vedea cu palma. Ba, mă, da, tată. Era ceva scurt circuit. Dar chiar voi ați fost răzvrătiți în adolescență? Fa, mă, gândește-te că și taică meu e tot plin de idei, așa, ca și mine și frate meu, și ne nimeream câteodată toți trei, era... Și acum ne nimerim câteodată. E iureș, deci nu... Fiecare are punctul lui de vedere, fiecare argumentează în felul lui. Când eram mai mici, nici nu primeam așa mult timp de... era gen... Lai, că nu știți, băi, vă zic eu cum e. Știi, și după aia, crescând, îți vine și ție să-i zici, hai că acum știu eu lucruri, hai să-ți povestesc cum, eu. Cum decurg discuțiile astea? Da, acum sau echilibră, se echilibrează în timp. Și tu ești la felul ăsta? Cu ce anume? Cu acasă, cu răzvrătirea? Că tot a fost ieri Father's Day, am fost întotdeauna, am primit prima tricicletă, nu știu, aveam... Tricicletă? Știți aia, micuță de tot, nu știu cât aveam, cred că până 7 ani aveam. Și am prins un moment în care nu era atentata și avea el o cutie cu scule, am desfăcut-o toată, fiecare piuliță, tot. Bă, asta nu e răzvrătire, frate. Păi nu, îți explic că aia a fost răzvrăteala, că el vrea să mă aștept... Making of. Da. El vrea să mă aștept să montez la loc și eu nu vroiam, înțelegi? Ăla a fost primul moment în care mi-am dat seama că sunt răzvrătit și vreau să fac orice singur. Și pe urmă îți dai seama, când vine adolescența, apare pubertatea, unde cred că absolut toată lumea e răzvrătită. Ai fugit de acasă? 2 ore jumătate până mi s-a făcut foame. Și când te-a prins, a zis, lasă-mă, vină. Da, n-a apucat să mă prindă, m-am întors de foame și de sete și m-am prefăcut eu. Bă, apropo tot, okay. De fotbal, pot eu să vă zic o amintire de care mai mult mi-aduc aminte, fiindcă mi-a povestit-o tata.
Vine și mama și zice, băi, când aveai tu 4 ani jumate, am plecat până la piață să cumpărăm lucruri și ce n-am lipsit o jumătate de oră. Când ne-am întors acasă, nu mai erai. Cum nu mai erai? Nu mai erai, era ușa închisă. Am deschis ușa, te-am căutat în toată casa, am zis că poate te-ai ascuns pe undeva, nu erai nicăieri. Am ieșit, ne-am uitat ca panică, după zice, după jumătate de oră ne-a trecut prin cap să ne uităm sub preș. Sub preș? Că dacă era închisă și nu mai eram în casă, și-au găsit cheia. Da, nu, el și-a imaginat că te-a găsit pe tine sub preș. S-a uitat sub preș să se gândească cum am închis. Una e să pleci. Corect. Înțelegeți? Da, da, nu mai eram în casă. Da, una e să pleci și alta e să pleci și să închizi ușa. Da. Și s-a uitat sub preș și au văzut că am pus cheia acolo. Noi nu puneam niciodată. Știi că era moda unișos? Da, da. Nu, nu era o tradiție la noi în familie. Dar fiindcă văzusem asta, am pus cheia frumos sub preș. Unde credeți voi că am plecat la 4 ani jumătate? La fotbal. Pe stadion, frate. Singur. La Alba Iulia. Noroc că era doar la un semafor distanță. Treceam doar 2 treceri de pieton. N-am plătit bilet că nici m-am văzut doamna aia. Ce zi, am trecut pe sub preș. Nu cred că ai făcut asta. Ai trecut pe sub preș. Da, și pe sub preș. Și jucau, și acum mi-aduc aminte, clar, era Unirea Alba Iulia, că... Da, Alba Iulia. Să știe, nu se putea. Asta mi-aduc aminte. Știu că probabil fără să vreau atunci am auzit primele expresii necolocviale pe stadion, pentru că unii mâncau semințe în stânga și erau foarte chitiți pe lăcătuș. Să știi că la mine la Vaslui era foarte intelectual la stadion, că era unul care striga acolo și zicea mereu, dă-i cu biblioteca. Ia uite, și ce înseamnă asta? A dat cu capul. Dă-i cu biblioteca. Cu Marius Mogaș. Stadion, te-ai dus să vezi un meci dintre Unirea Alba Iulia și Steaua, nu? Da, și imediat după aia m-am hotărât să mă fac muzician. Da? Asta e povestea pe scurt. Și pentru că iată, sigur te pricep la fotbal, dacă la 4 ani te-ai dus să vezi Dita mai meciul. Noi ne-am gândit să, de fapt, avem o provocare pentru voi în dimineața asta. E campionatul mondial. Știați că e campionatul mondial, nu? Ați auzit asta de... a fost o prezumție destul de far-fetched. Hai să o luăm, puțin din urmă. Săptămâna trecută a început în Rusia campionatul mondial de fotbal. Asta, da, trăim în același secol, da? Vorbeam de... Fii atent că WhatsApp ne povestea mai devreme că pe el îl lăsau în afara grupului la fotbal, știi? Nu era în afară, mă puneau în poartă și după ce că sunt chior, adică mai mult reușeam să apăr prin simplu fapt că se nimerea mingea să mă lovească, numai că mă efectiv lovea. Și am preferat să nu mai fiu nici portar și să mă apuc de poezie și după margine făceam poezie. Da. Și așa am ajuns domn poet. A puteai să ajungi antrenor? Puteam să ajung antrenor, dacă să ajungi antrenor trebuie să și joci bine fotbal, așa ce te antrenezi. Da, e adevărat. Nu merge. Uite, azi avem 3 meciuri la campionatul ăsta mondial. Acum jucăm, da? Și cu ajutorul muzicii. Sau Google. Da, okay. sau Google, de sau aceea, Google, da. Telefoanele sunt bruiate în momentul ăsta ca să nu aveți acces la internet. Eu am baterie, deci nu e problemă. Okay. V-am pregătit niște cântece și voi trebuie să ghiciți meciurile, da? Deci... Eu nici nu știu. Hai să vedem primul pas, să ne dăm seama. N-are importanță. Hai să vedem, că sunt echipe naționale, da? Sunt echipe naționale. Ia să vedem. Asta, Rusia, Rusia, cu? Rusia cu? Rusia cu? Rusia cu? Cu puteți bine. Hey. Turcia ce cum se cheamă? United Arab. Au jucat cu ea. Da. Din zona aia de acolo. De pe acolo, de pe acolo. Da. Turcia. Ne? Na. Păi am zis Turcia și n-am. Nu e. Alții. Bă, să știi că e la mare modă. Acolo lei. Kazakhstan ceva? Nu. Nu. Nu, mă, nu, că zic Habibi. Habibi clar, toată ziua, da, da. Arabă. Păi? 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 Hai că vă zice unul. Au și piramide. Au și piramide, da. Egipt. Habibi. Ce să joc? Rusia, Habibi, Habibi. Habibi. Da. Habibi. Nu știm noi cu Habibi. Habibi. Ce mai e? Mai e ceva? Mai avem încă două meci. Așa, Columbia cu... Columbia cu... Columbia cu... Columbia. Japonia, China. Bravo! Japonia sau China? Bine, facem echipă bună, fii atent. Băi, da, ați văzut alea, deci muzica aia de desene animate din Japonia, concertele alea la ei, le-a văzut că le dă HBO. Da, adună multă lume și... Deci aia, când stau cu becurile în sală, i-ai văzut pe aia? Nu. Doamne, cum este sunt? Un desen animat făcut, practic, nu te mai duci la concert. Nu, asta știam. Tokyo Hotel au fost primii care au avut turneu mondial
hologramă. Toată lumea stă în sală cu bețe din alea de aeroport, știi, cu care se ghidează avionul când stă la fluorescente. Da, fluorescente și se aprind toate verzi, toate galbene, funcție de ce se cântă. Sunt sincronizate cu ale spectatorilor, da, sunt sincronizate. Și aici au fost Coldplay care au făcut prima dată. Nu știți că aveau un concert în care toată lumea primea brățări și erau părți din show care erau sincronizate și toate brățările scoteau aceeași lumină pe beat, pe tobe, pe... Foarte tare. Hai că mai avem un meci. Cel mai simplu. Ia. Mai spart. Austria cu? Nu. Nu, Germania. Ce? Nu. Păi tu ar trebui să știi că tu ești Micu Mozart. Stai așa să ne dăm seama cine... Micu Mozart, da, știi. Băi, după ce a fost micuța Picasso la noi, a venit și Micu Mozart, nu? Hai că e o nocturnă. Polonia. Polonia, uite, bun, bă! Chopin. Ai nimerit? Bun, da. Vezi cum am zis-o? Da. Polonia. Poate e greșit și o schimbam. Polonia. Aia, Germania. Polonia cu? Cu Franța. Nu, cu Nigeria. Nu. Unde era Yusuf Ndura? Pa acolo. Pa acolo. Kenya. Nu, nimic. Știu doar piesa. Stai. Cele mai frumoase femei din Africa. Tunisia. Nu? Africa neagră. Sud, Africa de Sud. Nigeria. Nu. Am zis și eu. Nu știu. Senegal. Senegal? Da, merit? Senegal? Senegal, da. Practic am câștigat, nu? Acolo e Yusuf, nici nu știam, dar mi-a plăcut mult. Nene Cherry, nu? Da. Nana Cherry cu... Da. Bă, dar mișto gagiu. Și am mai avut piese. Păi asta vreau să întreb, că nu mai știu alta în afară de asta. Am mai avut. E un artist, el e în Franța stabilit. Da, bine, da, e, știi cum e, ca și noi. Bă, o să râdeți, dar odată am nimerit finalul, nu știu dacă era campionatul mondial sau european, Franța-Italia. 2006. Da, ce era... Da, campionat mondial. Germania. Da. Am nimerit în Paris. Când s-a jucat finala aia. A fost groaznic. Pentru că au pierdut, dacă nu mă înșel. Băi, a fost un iureș și erau pregătiți oamenii cu jandarmeria, cu tunuri, cu apă, cu se adunaseră toți, cu steaguri, urlau. Am văzut un jaf în plină zi. Zici că era revoluție acolo, deci n-am găsit un taxi să ajung la hotel. Am mers pe jos, nu știu câte... Am toate străzile din Paris le-am colindat atunci, pentru că nu găseai pur și simplu taxi. Păi, lumea avea treabă. Odată joci finala campionatului mondial, mă rog, în cazul lor. Era mare agitație, oricum m-a speriat un pic, așa era. Cred că dacă câștigau, poate era mai bine, dar așa a fost. Crezi? Dar am prins ceva frumos, Franța 98, parcă, sau nu? Cum era? Da, Franța 98 a fost. Toată lumea era fericită, în schimb. Da, asta, vezi, deci dacă câștigau, era mai bine. Așa era ceva o... Se dădea de băut la liber. Dădeau, făceau drifturi cu mașini pe acolo. Era... Au luat-o rău. Hai să ascultăm piesa, dar înainte povestește-ne așa puțin cum a apărut piesa asta. Păi, să vă zic, la Târgu Mureș. Era într-o zi, îl durea la bas. Da. Era o zi de primăvară sau la de iarnă? La Târgu Mureș, eram la Târgu Mureș și erau niște sesiuni pe care le-au organizat cei de acolo, Republica, cred că se chema studioul, și m-au invitat. Eram prieten cu Norbert de la, nu mai știu cum se cheamă trupa lor, The Foxes, așa, sau ceva de genul. Și am zis, hai mă că vin și o să... Tot făcusem tabere de muzică din 2013 și acum organizau alții o tabără și m-au invitat. Am zis, bă, nu pot așa, tot chem pe alții, trebuie să mă duc și eu. Și eram și la Cluj, am mers la Târgu Mureș și m-am întâlnit cu Hora, cu George Hora. Și mai era și Vizi acolo, Vizi Imre, care a fost la mine la voce la un moment dat în echipă. Și tot jucându-ne acolo, am zis, hai mă să facem o piesă așa, mai distracție, ceva, să dăm din cap, să ne funk. Și inițial... a trecut un pic prin niște transformări în piesa, pentru că ne-am gândit să o facem pentru Vizi, după care i-ai hijacked the song mai târziu, după un an. Dar nu s-a supărat Vizi, am stabilit că mai facem o colaborare amândoi. Pentru că trăsesem demo și acum, când arătam piesa, toată lumea era, da, cânt-o tu. Dar e foarte bine așa, zic, păi da, știți, am făcut-o pentru Vizi, cu George. Și mi-am luat un pic inima în dinți când am sunat pe Vizi să-l întreb dacă nu mă lasă să o cânt eu. Dă seama, mă sună Marius, trebuie să lansăm piesa. Da, nu mai lansăm, nu. A fost doar înțelegător și e un băiat super talentat și ne-am înțeles mereu bine. Și am început piesa acolo, a rămas așa, am plecat la București, fiecare cu treaba lui și la un moment dat, prin studio am dat play la piesă și toată lumea era gen, bă, ce e asta? Asta e, zice. Eu lucram la un album, că m-am apucat să lucrez la un album de-al meu, dar nici prin cap nu trecuse să... Nu mai lucrez la el?
Nu, lucram prins, la un album lucra, și acum asta aproape adică gata. Încă lucrez. Acum asta aproape gata. Nu, eu aștept albumul lui de foarte mult timp și dacă acum auzeam că nu mai lucrează la album, deja era foarte trist. Dar cum a apărut WhatsApp? Cum a apărut în schemă? Păi după ce am stabilit că filmăm piesa, deci am stabilit că filmăm piesa, și o ascultam așa. Eu sunt foarte critic cu mine însumi, îmi stau așa și le ascult și îmi dau singur minusuri. Sunt propriul meu troll, deci voi n-aveți ce să mai troluiți, pentru că mă chinui singur. Facebook, da, da. Ascult și zic, aoleo, ce break, ce boring e, m-am plictisit, gata, schimb. Știi? Mă tratez așa, ca pe o... contează cât s-a muncit. Și o ascultam așa și zic, băi, lipsește ceva, îi lipsește... Parcă e așa prea, ok, nu mă doare iubirea, chitara, are dumițe, nu mă doare la bas, dar parcă lipsește să zic lucrurile mai pe față. Și nu poți să zici pe pop, pe o linie melodică, nu, câte lucruri s-a pus să zici. Și atunci m-am gândit că e clar, numai cu o strofă de rap am putea să mai precizăm și că e ok și dacă avem hateri. Noi iubim și pe hateri, altfel cum ne-am dat seama de să ne echilibrăm? Că dacă toată lumea zice că ești cel mai tare, bravo, super, nu mai știi cine ești. Când dai Yes Man în jur, nu-ți mă țin cu Yes Man, nu e bine. Bine, eu apreciez fanii, Yes Man-ii sunt altceva. Fanii sunt acolo, nu e același lucru, nu-i compara. Da. Dar pe strofa asta de rap al lor am reușit să punem câteva chestii care sunt importante. De exemplu, nu trebuie să fii tot timpul pe val și nu e totul despre faimă și despre bani. Am descoperit asta... așa, odată cu viața, când îmi dădeam seama că mă te stresezi odată ce ai ajuns în atenția publicului, parcă vrei să fii tot timpul acolo și că e ceva concurs în fiecare seară, Mortal Kombat. Și realitatea de fapt e alta, să mă scuz că te întrerup. Ca să ajungi pe locul 1, trebuie să plece cineva după locul 1 și mulți nu înțeleg, ei vor să fie numai pe locul 1 și ideea e simplă. Mai vii, mai atingi locul 1, te mai bucuri, mai muncești, te mai întorci, mai pleci. Așa e viața. Uite, ca Simona Halep. Dacă sus... nu pleci, nu poți să zici. Păi, apropo de Simona Halep, îți mulțumesc mult că ai adus acest nume. Știam că vrei să zici ceva. Sufletul meu, sunt foarte mândru de tot ce a făcut ea și felul în care ne reprezintă țara și atât vreau să zic, vorba lui Kanye West. Dacă ea e numărul 1 mondial acum, înseamnă că oricine altcineva este numărul 2. Punct.